Mister, primul meci pentru dumneavoastră în campionat ca antrenor al științei. Cum vedeți partida acum, o veni? O să fie un meci destul de, de disputat, cu un antrenor pe care îl, îl apreciez foarte mult, cu o echipă chiar dacă este pe ultimul loc, cu cea mai slabă apărare. Este o echipă destul de periculoasă și cred că cea mai bună dovadă este aceea că în ultima partidă contra FCSB-ului. Chiar putea să câștige pe, pe final de meci. E o echipă arțăgoasă, cu o organizare defensivă foarte bună. Mă aștept oarecum să văd anumite momente pe care le-am văzut cu FCSB-ul, să le văd și cu noi, adică să vină pe început de joc, pentru că sunt mult mai proaspeți ca noi din punct de vedere fizic, să vină pe început de joc mai agresiv, mai sus, să ne facă pressing, dar uh, suntem pregătiți pentru, pentru orice momentul de față. I-am simțit foarte bine pe băieți. Cum este atmosfera în lot după meciul cu Zoria? Vă dați seama că nu poate fi decât una foarte bună, doar că astă seară încheiem această bucurie și deja toată atenția noastră este pentru meciul de, de mâine. Este o altă competiție, concentrarea va trebui să rămână la fel, dar datele problemei sunt, sunt diferite pentru că am întâlnit în Conference League o echipă foarte bună, dinamică, o echipă care încerca să-și asume riscul pe faza de construcție, ceea ce nu cred că o să vedem de foarte multe ori mâine din partea venului. Vor fi multe schimbări în echipă? În momentul de față încă evaluăm, o să avem și un feedback în seara asta de la, de la jucători, pentru că de obicei, 48 de ore de la, de la disportarea partidei încep să resimtă, să resimtă jucătorii jucători oboseala și atunci ar fi momentul de față puțin dificil dacă i-am întrebat înainte de antrenament starea lor. Deci vom vedea după, după antrenament și chiar și mâine dimineață care este, care este statusul lor în momentul de față. Cât de greu este să vă impuneți stilul de joc, având în vedere că meciurile se joacă din 3 în 3 zile? Bine, aici putem discuta și două luni, dacă avem mereu, vom găsi că timpul este foarte, foarte scurt. Va trebui, știm de lucru, va trebui să găsim soluții necesare pe care le-am găsit și, și, până acum. În discuții la nivel de compartiment cu ei, analiză, după aceea pe, pe teren, avem noroc oarecum că mulți dintre ei au, cel puțin la nivel de, de organizare defensivă, au mai jucat în acest sistem și atunci foarte multe lucruri deja le au în bagajul personal. Meciul se va juca la Severin, la dumneavoastră acasă. Va fi un sentiment special? Pentru mine, da, și sper să fie și cu noroc. Am mai, am mai făcut, am câștigat acolo cu, cu pandurii cu ani în urmă. Lumea va fi la stadion, va fi prezentă și nu doar din Severin, vor fi suporteri care vor veni și din Craiova și din toată țara să, să fie alături de, de băieți. Important e ca meciul acesta să dispute în siguranță din punct de vedere al rezultatului pentru noi și mă refer aici la o victorie. Mulțumim și mult succes! Doamne ajută să fie, mulțumesc și eu! Sergiu, salutare! Cum vezi partida cu Mioveni? O să fie o partidă foarte importantă. Uh și aici mă refer chiar dacă pe hârtie părem favoriți, va fi un meci destul de dificil. Ei nu prea au acumulat puncte în acest început de sezon. Noi suntem uh, în foame de puncte, trebuie să strângem cât mai multe puncte pentru că nu am început prea bine sezonul în campionat. Și ne așteptăm la un meci uh, dificil care trebuie tratat cu maximă seriozitate, având în vedere că jucăm uh, să zicem, în a doua noastră casă, chiar dacă meciul este la Severin, cu siguranță vom fi susținuți de fani. Aveți un plus de moral după meciul cu Zoria? Bineînțeles, victoriile aducă moral și încredere și de asta spun, trebuie să, să ne menținem aceeași atitudine și mentalitate și să jucăm fiecare meci la victorie. Partida cu vine se va juca la Severin. E important totuși că rămânem aici în Oltenia? Da, bineînțeles, este un stadion pe care Craiova a jucat de multe ori. Țin minte și când eram la Dinamo, erau meciuri foarte dificile împotriva că când jucam la Severin și mă aștept ca fiind duminică o oră accesibilă pentru toți oamenii să fie stadionul plin. Suntem favoriți cu această formație a Mioveniului? Favoriți pe hârtie, dar în fotbal e vorba de mentalitate, de atitudine, de aceea spun că jocul pe care l-am avut împotriva Zorii, trebuie să o arătăm și mâine după masă. Cum te-ai la echipă, având în vedere că ai prins și minute ca titular la Universitatea Craiova? Cred că în rândul băieților m-am integrat destul de repede, pe majoritatea voi cunoșteam, iar despre jocul echipei, cred că mai am puțin nevoie de timp, este normal. Este un alt stil față de ce am jucat eu în ultimii ani, dar muncind zi de zi și înțelegând ceea ce își dorește tot echipa, cât și stafful de la mine, cu siguranță voi fi 100% în cel mai scurt timp. Știința a impresionat cu Zoria. Putem păstra același tempo și în partida de duminică? Este important, este important, este foarte greu să ajungi într-o formă bună, dar mult mai greu este să, te menții și eu cred că acest lucru trebuie să-l demonstrăm mâine. Știu că sunt meciuri dintre trei în zile și e un consum de energie Atât fizic cât și mental mare, dar uh, suntem profesioniști, uh, avem ziua de azi multe metode de a ne -a recupera repede și mâine trebuie să fim la un nivel înalt. Mulțumim, Sergiu, și multă baftă! Cu plăcere să fie, Doamne ajută.